Concursul Național de Știință și Inginerie pentru Elevi ROSEF 2016, ediția a 8-a, a avut loc la Suceava în perioada 24-26 iunie. Fiind organizat de Societatea Științifică Cygnus, Centrul UNESCO, Inspectoratul Școlar Județean Universitatea Ștefan cel Mare, cu expertiza a Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și sprijinul Intel România ESERO și Julius Mol. La această etapă de selecție au participat 108 elevi din 10 județe, care au venit la Suceava cu 52 de lucrări pe 4 secțiuni. În momentul acesta, concursul ROSEF este etapa națională de selecție pentru 4 concursuri, 2 din Statele Unite, și anume Intel ESERO și un concurs ISWIP din Houston, și 2 concursuri din Europa. Anul acesta am avut 14 lucrări. Cu 14 lucrări am plecat la cele 4 concursuri și am venit chiar și cu premii, chiar de la Petru Rareș, un echipaj a obținut locul 2 la concursul din Houston. Deci începem să venim și cu premii. Odată ce crește numărul participanților, va crește și calitatea, sunt convins. Apropo de calitate, cu ce au venit copiii anul acesta la ROSEF? Sunt niște lucrări, sincer să fiu, eu mă ocup doar de partea de organizare, dar mai trag și eu cu ochiul, mă mai uit să văd cu ce lucrări vin. Sunt toate la nivel destul de înalt, în așa fel încât chiar membrii juriului vor avea o mare problemă atunci când o să încerce să selecteze echipajele pentru la anul. Remarc un număr din ce în ce mai mare de participanți la fiecare ediție. Deja începe să fie dificilă jurizarea. Poate că anul viitor se va întinde concursul pe 2 zile, poate vor fi mai multe secțiuni ale concursului. Și acesta este un semn foarte bun. Este un semn foarte bun pentru viitorul acestei țări și îndrăznesc să zic că pentru viitorul întregii planete, pentru că și noi contăm în ecosistemul științific al planetei. Una dintre cele mai apreciate lucrări de către juriu aparține unuia dintre echipajele de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava și reprezintă un sistem de prevenire și sesizare a accidentelor rutiere. Unul dintre pe care participăm este vorba despre siguranța, vrem să îmbunătățim siguranța pe șosele și am creat astfel un sistem care detectează obstacole și anumite situații care pot pune șoferul în pericol. Detectăm căruțe, pietoni, biciclete. Și dacă sunt prea aproape de șofer, îl atenționăm la ce distanță sunt și pe ce parte. Și cu o cameră care este pusă în interiorul mașinii, monitorizăm atenția șoferului, spre exemplu dacă ațipește la volan sau exact în ce parte se uită. Și cum funcționează? Văd că aveți aici o simulare, nu? Da, dar ce aici nu avem, cum să zicem, o mașină sau anumite situații care se pot fi pe șosele, am făcut câteva poze și vă pot demonstra. El depistează obstacolul, da? Și ce se întâmplă cu sistemul? Cum alertează șoferul? Deci alertează șoferul prin intermediul a 2 diode laser care sunt îndreptate către marginile parbrizului. Astfel șoferul poate să fie atent și la drum și să primească informații. Și informația o primește și audio? Da, sistemul este conectat prin intermediul casofonului la sistemul audio mașină. Mașinile din 2016 au incorporat aceste detecteze obiecte, dar nu folosesc procesarea de imagine. Noi scoatem tot la un preț mult mai mic și poate fi instalat pe orice mașină, luând în calcul că la noi în țară media anilor unei mașinilor este undeva prin 2006. Nu sunt de ultima generație. Același echipaj, format din Tudor Andronic și Alexandru Hânțescu, de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, s-a mai prezentat la etapa de selecție și cu o altă invenție. Este tot un sistem care să ajute persoanele cu deficiențe de vedere pentru a avea acces mult mai ușor la informații. Astfel, spre exemplu, noi putem converti un text să-l transform audio. Astfel, pot să pună o carte și să o asculte în timp real. Și nu mai este nevoit să depună atât de mult efort ca să învețe alfabetul Braille. Tot Colegiul Național Petru Rareș s-a prezentat și cu un alt proiect apreciat de juriu printr-un alt echipaj. Este vorba despre determinarea experimentală a caracteristicilor undelor electrice longitudinale, comparație cu caracteristicile undelor electromagnetice transversale, de care s-au ocupat Ioana Greculeac și Tudor Petracovici.
Un al treilea echipaj de la Colegiul Petru Rareș a prezentat o soluție alternativă pentru problemele de vorbire. Proiect Calypso, sistem autonom inteligent de detectare și monitorizare a apei, este un al patrulea proiect selectat de juriu de la acest colegiu, iar echipajul de la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir din Suceava a impresionat juriul cu un actuator heliometric. Incursiune în tainele conductorilor cristalelor este denumirea unui proiect în egală măsură apreciat de juriu și prezentat de echipajul format din Aniția Port Tărescu și Hanza Daniel de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Suceava. Tesigrafia, adică o metodă de cristalizare care ne permite identificarea bolilor, identificarea anomaliilor organice. Care e principiul de funcționare? Se folosește extracte din plante, cum ar fi suc de portocală sănătoasă și bolnavă, peste care se adaugă clorură cuprică, 10 cm cub. Se lasă la cristalizat și după o perioadă de câteva zile se examinează proba. Acest sistem se aplică și la om, se folosește sângele, picăturile de sânge, se cristalizează tot cu clorură cuprică și avem rezultate care pot fi observate. Adică la sângele sănătos avem un singur centru de cristalizare, pe când la sângele bolnav mai mulți centri de cristalizare. Un alt echipaj de la același colegiu a venit în fața juriului cu proiectul Influența metalelor grele asupra diviziunii mitotice la molid, fiind o altă lucrare extrem de apreciată de juriu. Juriul format din profesorul Alexandru Mironov, senior editor știință și tehnică, inginerul Cristian Român, senior editor știință și tehnică, profesor doctor fizician Mihai Dimian, prorector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, profesorul doctor inginer Ștefan Gheorghe Pentiuc, decanul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor de la Universitatea din Suceava și lectorul doctor fizician Cristian Pârghie, directorul Observatorului Astronomic al Universității din Suceava, a deliberat în total în favoarea 15 lucrări. Printre ele, aeromodel autonom multirol, multirotor autonom multirol ale echipajelor din Constanța, apa în natură, anomalii, proiect ale elevilor din Roman, eu am soluția combaterii bioecologice a gândacilor de bucătărie cu care a venit echipa de la București. Tot din București a venit un echipaj cu proiectul dispozitive cu microsenzor pentru monitorizarea procesului de recuperare medicală în urma operațiilor ortopedice ale membrelor inferioare, iar un altul care se intitulează Cancer Application Using Magnetosomes. Și tot din București, echipajul care a prezentat hamsterul meu, un cyborg bioenergetic sau doar un animăluț de companie, a impresionat juriul. De la Râmnicu Vâlcea s-au prezentat câțiva elevi în competiție. Juriul a selectat lucrarea aplicației microcontrolere, însă și alte echipaje din țară s-au prezentat cu lucrări care de care mai interesante. Ne-am propus să facem un parc educațional care are o anumită autonomie electrică. Își produce singură energie. Hai să vedem cum funcționează, nu? Da, deci în primul rând avem o bandă de alergat. Atunci când o învârtim, ea produce curent electric. La fel avem și o roată. Cu cât o învârtim mai mult, cu atât produce mai mult curent electric. Totul este dus într-un acumulator pe dedesubt. Avem un skateboard tot la fel. Cât timp copiii se dau cu skateboardul, el produce curent electric. La fel și trambulina. Și cu ajutorul senzorilor avem senzori de lumină care aprind LED-urile din parc cu aceeași energie produsă de la toate aparatele pe care le avem. Și la fel și banca. Și mai avem de design. Avem o fântână care tot la fel merge cu ajutorul energiei electrice. Și piesa de rezistență, aș spune eu, sunt mini-ochelarii care conțin un senzor de distanță. Sunt pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Special făcuți, au un senzor de distanță care atunci când măsoară o distanță față de un obiect mai mică de 3 cm, scot un anumit sunet. Nu știu sigur dacă se vede. Și utilitatea lui este că economisește energie. Economisește energie. Sau produce energie. Și produce și copiii mai mult învață jucându-se, pentru că ei în timp ce se joacă observă că
pornește fântâna, că se aprind LED-urile din parc și așa, pentru ei este un punct culminant atunci. Demonstrez că produci tu ceva, înțelegi cum funcționează toate principiile și atunci este satisfăcător pentru sine. În timp ce te joci să produci energie și să vezi că funcționează ceva. Am adus un dispozitiv de levitație electromagnetică și folosesc un electromagnet care detectează mereu un câmp și levitează obiectul. Levitația are multe... Poate să fie folosit în orice domeniu în care frecarea este o mare problemă, de exemplu la frâne și la rulment și la trenuri, la orice, și levitând se elimină frecarea. Am venit cu 3 roboții de-ai mei, dintre care cel mai performant este robotul Vega. A început ca proiectul nostru de început a fost un robot umanoid. El în principal a avut picioare, după care ne-am gândit că ar fi mult mai eficient să-i punem roți, deoarece am crescut considerabil viteza de deplasare. Având în vedere interesul elevilor pentru inventică, Ministerul Educației a stabilit ca de anul viitor concursul să fie etapă națională de olimpiadă. Mai mult, peste 2 ani, Suceava ar putea fi gazda unei etape europene. Sperăm ca peste 2 ani să reușim să organizăm la Suceava o etapă europeană a unui astfel de concurs și atunci vom avea posibilitatea să ne punem la punct și cu infrastructura în așa fel încât să putem organiza în condiții excelente edițiile următoare.